Bună ziua! Mă numesc Begu Valentin, fondatorul proiectului online Enciclopedia Construcțiilor și totodată dețin o companie de proiectare și construcții, Premium House. În activitatea mea, mai multe persoane m-au întrebat: Valentin, ce tip de fundație tu recomanzi? Fundație turnată monolit din beton armat, fundație cu blocuri prefabricate din beton de genul FS sau fundație cu piatră brut, piatră naturală? În mai toate cazurile, eu recomand anume să se proiecteze și să meargă pe o fundație monolit turnată din beton armat. Iar argumentele o să le expun în acest video. Pentru început, aș dori să fie clar că în acest video o să am ca o discuție cu un abonat obișnuit, care este din alt domeniu. Nu este un video pentru ingineri, proiectanți. Treaba voastră, stimați ingineri, este să fiți atenți la lecțiile la universitate, să învățați acolo. Aici va fi un video mai simplu, cu termeni simpli, pe limbajul unui om obișnuit. Așadar, o să încep cu fundațiile mai nerecomandate și o să ajung la fundația recomandată. În primul rând, menționăm fundația din piatră naturală brută. În diferite regiuni, aceasta are diferite noțiuni. Piatra naturală brută, brut, piatra spartă, fundație din piatra zdrobită, din piatra de râu. Materia primă poate fi piatra obișnuită, calcar, granit, roși diferite, marmuri și așa mai departe. Din tipurile de fundație existente în prezent, este practic cea mai veche metodă care a fost și a ajuns în zilele noastre, practic din gură în gură, din experiență în experiență, de la străbunei noștri. Acolo unde poate nu ajunge în prezent cifa de beton, să se toarne beton, acolo unde poate nu pot ajunge blocurile prefabricate ca să fie descărcate cu manipulatorul sau macaraua, acolo unde poate, nu știu, avem vreo restaurare istorică, acest tip de fundație poate fi folosit. Însă în celelalte cazuri eu nu îl mai pot recomanda. Este o fundație accesibilă? Da. Însă nu este pe departe nici cea mai ieftină tip de fundație. În trecut nu erau așa, ca să înțelegeți, în trecut nu erau așa multe norme de eficiență energetică, termoizolare, hidroizolare, protecție la seism, în trecut nu erau blocuri sau clădiri cu regim mai înalt de înălțime, nu erau diferite standarde care sunt în vigoare în prezent și acele fundații în trecut erau acceptabile. Dacă peste 5-10 ani apărea vreo infiltrație, asta e. Dacă peste vreo 5-10 ani, nu știu, apărea vreun seism și casa cădea, asta e. Așa o dat Dumnezeu. Dacă un perete o lua la vale, mă rog, poate solul nu-i bun. Dacă, eu nu știu, se pierde căldura, prea mult se taiau mai multe lemne pe iarnă. Deci înțelegeți că în trecut altfel era concepția oamenilor. Era ok pentru perioada de atunci. În prezent avem totul alte standarde privind confortul și siguranța și normele antiseismice și așa mai departe. Iată de ce casele înfăcute în prezent cu fundație de genul dat nu prea se potrivesc, să zic așa, cerințelor din prezent. Ca și informație, așa, ca o paranteză, în practic 90% din cazurile unde eu am fost invitat să dau așa ca o părere sau m-am dus cu inginerul sau, mă rog, cu proiectantul și așa mai departe și am analizat o casă unde erau probleme structurale, fie un perete se lăsa la vale, fie au crăpat pereții, fie au crăpat fundația sau casa s-a lăsat pe o parte, practic în peste 90% din aceste cazuri casele aveau fundația din piatră naturală. În cazul acestor case, dacă cumva n-ai ajuns la solul portant și încât te-ai dus măcar cu 20 cm în jos, dacă n-ai creat vreo centură perimetrală, dacă n-ai dus apa cât mai departe de casă, dacă n-ai hidroizolat bine, dacă n-ai făcut trotuar, dacă n-ai făcut drenaj, problemele practic sunt în cele mai multe cazuri garantate. Iar ca să nu ai probleme cu fundații de genul, da, trebuie să faci îmbunătățiri. Însă aceste îmbunătățiri costă și nu vei ajunge niciodată la eficiența unei fundații turnate monolit. Însă totuși, dacă vrei să o eficientizezi pe asta existentă sau, mă rog, pe o fundație cu piatră, pașii ar fi cam următorii. Pereții acestor fundații trebuie să aibă minim 50-60 de centimetri.
Iar sub ei, numai decât nu se mai pune balast, petriș sau nisip, doar ce poate fi mișcat sau ceva de genul, însă se pune beton de egalizare. Beton de egalizare cu marca minim M100, echivalent C6-7,5, și care va fi cu o grosime de minim 10 cm și trebuie măcar cu 10 cm să fie mai lat pe ambele părți a pereților fundației. În al doilea rând se dispun armături printre pietrele fundației, atât pe orizontală de-a lungul cât și de la o margine la alta. În al treilea rând, pereții fundației trebuie pe ambele părți să fie tencuiți cu tencuiala pe bază de ciment de minim 3-5 cm grosime și în acea tencuială să folosiți plase de armare de buzău sau plase de 4 mm grosime cu ochiuri de 100x100 mm sau să folosiți bare de armatură de secțiune mai mare, orizontale și verticale pentru a ridica rigiditatea, să zic așa, acestor pereți. De asemenea, hidroizolarea eficientă niciodată nu se face direct pe pietre, ci pe o suprafață dreaptă. Iată de ce tencuirea din pasul anterior este obligatorie și pentru hidroizolare, deoarece eficient gruntul, hidroizolația bituminoasă sau de alt tip se aplică pe suprafețe drepte și acolo unde tu etanșezi și rosturile fundației respective. Și nu în ultimul rând, dacă vorbim de rigiditatea la seism și așa mai departe, numai decât perimetral se face și o centură, adică după ce ai zidit toți pereții, se recomandă de altfel și să faci măcar și câțiva stâlpi din talpă, care, sau să faci o talpă sub acești pereți din piatră but, dacă dorești, și stâlpi, dar numai decât să este obligatorie o centură perimetrală care să uniformizeze tot și apoi să vii cu zidăria. Deja de termoizolație, dacă ai făcut toți pașii până acum, sunt practic aceiași și în alte cazuri. Însă deja înțelegi că nu poate fi numită o fundație de genul dat dacă să o faci calitativ, nu mai poate fi numită o fundație economă. Să faci așa o fundație cu toate lucrările respective, cu toate materialele respective și manopera respectivă, cer scuze, dar e mai scump decât în alte cazuri dacă să o faci, iarăși repet, calitativ. Desigur, o variație care am observat-o pe la țară, să zic așa, ca să economisească din beton, este în adică fac ofrajii, fac stâlpi și când torn pereții fundații, arunc acolo pietre de genul dat, ca să aibă o cantitate mai mică de beton. Și deja o armare simplă sau poate deloc armare la pereți, că la stâlpi deja se face o armare. Fundația respectivă, nu știu, adică nu e nici fundație monolit, nu poți numi normal, nici fundație de pietre, așa, e o fundație care are avantaje, dezavantaje din ambele sisteme, însă acum avem și alte variante mai bune, cum de exemplu sunt blocurile prefabricate, despre care de altfel este informația din continuare. Deci, în al doilea rând, o să vorbim despre fundațiile din blocuri prefabricate din beton. De fapt, aceste blocuri în România nu sunt sigur. În Moldova sunt blocuri ce ne-au rămas din perioada sovietică, unde acestea erau de mai multe mărimi, forme și mai multe denumiri. Blocuri FS, blocuri FBS, FST și așa mai departe. Vedem și aici că acestea au mărimile diferite, încep de la 780 pe 300 mm și ajung la 2 metri și ceva pe 600 de mm. Deci, în cazul acestor fundații, fie pe petriș, însă cel mai bine este să fie pe un beton de egalizare, cel mai des, dacă vorbim în prezent, se face o talpă armată. Ulterior, pe talpă, acolo unde sunt pereții, vin și se pun aceste blocuri FS sau blocuri din beton prefabricat. Ulterior se armează sau din timp se armează stâlpii, se mai armează și o centură și se torn stâlpii, se tornă centura, ca și cum blocurile sunt ca un fel înglobate în cadrele de beton, în stâlpi și grinzi și se continuă mai departe cu zidăria și alte nivele. Aceste blocuri din beton prefabricat pot fi folosite atât la fundațiile sau pot să fie gândite ca structuri portante, dar și structuri neportante. De altfel, aceste blocuri, ce este interesant,
ele practic nu au gram de armătură structurală. Practic au cârligul acela și ceva armătură prin el, doar ca să poată fi acel bloc agățat, luat dintr-un loc, pus în camion, din camion descărcat și pus la locul cu pricina și gata. Deci nu este un bloc cu foarte multă armătură în el. De asemenea, totuși, acest tip de fundație este folosit încă pe larg la noi în Republica Moldova, iarăși menționez ca moștenire din perioada sovietică. Observ foarte des acest tip de fundație la blocuri, la case, unde chipurile se dorește o economie de timp, însă acum o să vă explic de ce nu se face nicio economie, și în multe alte cazuri unde, mă rog, nu știu, proiectanții, inginerii poate au rămas în urmă cu normele din trecut, deoarece, hai să fim serioși, în Uniunea Sovietică norme de termoizolare nu existau prea mari. Ce țin de hidroizolare, da, existau, structurale, da, existau, însă nu erau standardele cam prezent de toate momentele respective, era un plan, planul trebuia făcut, aha, trebuia să faci cu blocul refăs, repede l-ai făcut, repede l-ai pus, repede ai continuat, te-ai dus înainte, pac, pac și ai plecat mai departe. În prezent, să faci o fundație solidă conform tuturor normelor normale de hidroizolare, termoizolare, portanță, dacă mai vrei să faci o economie de timp sau să ai ceva calitativ, eu nu cred că poți obține toate acestea cu o fundație din blocuri FS. Și iată de ce. În primul rând, dacă vorbim doar de pereți, doar de ce este diferit într-o fundație turnată monolit și o fundație cu blocuri FS. În cazul fundației monolit, tu ai făcut talpa, armezi pereți inclusiv cu stâlpii, cofrezi, torni betonul, decofrezi. În cadrul acestui sistem cu blocuri prefabricate din beton, peste talpă tu vii și pui blocurile FS, le unești între ele cu mortar, stâlpii ori ai armați de anterior, ori îi armezi, armezi și o centură, torni stâlpii și centura, cofrezi și torni stâlpii și centura și mergi mai departe. Deci, doar până la această etapă, tu faci o economie în medie cam de o săptămână, depinde de șantier, de volum, de caz, poate două săptămâni, trei săptămâni, față de o fundație monolit. Însă, dacă vei dori o fundație, să zic așa, eficientă și din punct de vedere a hidroizolației, termoizolației și mai departe, va trebui fundația cu blocuri FS să o tencuiești pe ambele părți, cu tencuială pe bază de ciment, și să aplici hidroizolația abia pe acea tencuială. Fundația monolit n-are rostul. Fundația cu blocuri prefabricate, FS și așa mai departe, au rostul. Eu în foarte multe cazuri unde casele au fost cu beciuri, demisoluri și au avut infiltrații, acolo erau fundații cu blocuri de genul dat prefabricate, deoarece prin acele rosturi, oricât mortar n-ai pune, chiar dacă n-ai venit cu bitum și așa mai departe, cu diferite chestii de genul dat, oricum prin acele rosturi apa în timp îți găsește calea sa. Iată de ce, pentru o fundație hidroizolată corect cu blocuri de genul dat, se tencuiește pe ambele părți și abia apoi se aplică hidroizolarea. Și când aplici hidroizolarea, ia să o coate, cât timp o să-ți coste o săptămână să faci tencuiala respectivă, normal, sau poate câteva zile, după asta trebuie să aștepți o săptămână, două, să usuci tencuiala, așa, să aplici hidroizolația și cele o săptămână, două, trei, care ai economisit-o față de o fundație monolit, o să o consumi înapoi când vei face toate lucrările, dacă vei dori să ai o fundație făcută calitativ. Ce ține de bani, eu nu știu, dar nu prea cred că toată chestia respectivă să fie mai ieftină, dacă luăm și tencuiala și toată manopera respectivă, decât o fundație monolită. Despre care, de altfel, va fi al treilea punct și informația despre fundația din beton armat monolit. Practic, de când a fost inventat betonul armat, nu știu, un sistem de fundație structural care să ofere și cea mai bună rezistență la seism, și cea mai bună portanță a greutăților și sarcinilor și cea mai dreaptă și bună suprafață pentru o bună hidroizolare și termoizolare. Plus mai este o structură unitară. Nu ai mai multe componente, nu ai multe rosturi, nu ai, practic totul este etanș solid, pe ea
drept vii cu hidroizolația, termoizolația la fel. Deci eu nu știu practic alt tip de sistem de fundație în prezent care să-ți ofere toate acestea în mod eficient. Acest tip de fundație practic elimină toate dezavantajele tipurilor de fundație menționate până acum. De asemenea, și grosimile pot fi mai mici, 20, 25, 30 cm, nu 30 plus, 40, 50, 60, cum e cazul altor tipuri de fundații. La fel se pot face fundații cu forme mai diferite, mai neobișnuite, deoarece betonul armat oricum e versatil. Poți face multe chestii dacă și inginerii au imaginație, proiectanții, dar și muncitorii pe șantier au mâini dibace. Mai mult ca atât, este o fundație care poate fi hidroizolată însăși prin impermeabilizarea betonului. Se pot adăuga aditiv și acesta să fie mai hidroizolant și să rupe în capilaritate. Deci, în general, noi vedem personal doar plusuri ce ține în alegerea fundației de tip monolit, adică din beton armat, turnat pe șantier. Cam aceasta e tot ce ține de răspunsul la întrebare de ce noi cel mai des vom recomanda anume fundații monolit, nu din piatră naturală sau blocuri FS, decât cu foarte puține excepții. Sper că acest video, care a fost, repet, ca o discuție obișnuită, simplă, cu un abonat care, eu știu, nu este din domeniul construcțiilor, însă a dorit așa, într-un limbaj simplu să înțeleagă care sunt principalele diferențe și, nu știu cu alte cuvinte să zic, trăsături distincte ale fiecărui tip de fundații. Sper că acest video la fel vă oferă un oarecare răspuns în acest sens. Vă mulțumesc și toate cele bune!